frate, deja mare am crescut. Dar primul pas, cel din copilărie, tată, către tine l-am făcut. Îți mulțumesc că datorită ție eu astăzi trec prin viață mai ușor. Și pentru cale tale sfaturi m-au ajutat să-mi fac un viitor. Ești cele mai scump, cele mai sfânt. Noi cu inima asta mare vrem să vă felicităm încă o dată cu ziua dumneavoastră de naștere. Orice, cum se zice, orice mare sărbătoare se sărbătorește 3 zile sau o săptămână, așa că... La noi în sat 3 zile, da. Așa că e ca azi a 3-a zi, da? Când a fost ziua dumneavoastră? 3, 4 și 5. Sfâca, a 3-a zi. La Gorbaciov a fost ieri, la Gorbaciov, 2 martie, la Eugeniu Doga, 1 martie. Iaca. Eugeniu Doga, Gorbaciov și Popșoi Serafim. Și Popșoi Serafim. În lista oamenilor importanți. Da. La mulți, mulți ani, domnul Serafim. Mereu să fiți, uite așa, plin de viață, de energie, de atâtea glume frumoase, de atâtea cunoștințe și... În sincer, la mulți ani și bănuiesc că știți cu siguranță din partea cui vine această surpriză frumoasă. Cine ne-a trimis la casa dumneavoastră? Fiica Tania, Nicoleta, așa. Lida, așa. După aia, de la Berlusconi, de unde este crezut? Exact. Și am, uitați-vă ce v-au trimis fietele. De ce ni să mă ajuți? O să vă ajute cu siguranță. Un coșuleț cu multe, multe bunătățuri. Și acolo din toată inima aveți și o cutiuță cu dulciuri. Domnul Serafim, și pe lângă cadourile astea frumoase este aici un mesaj de felicitare. Și uitați ce scrie acest mesaj. Un mesaj din toată inima. Dragul meu tătic, te felicit cu ocazia zilei tale de naștere. Fie ca acești 43 de ani să-ți aducă bucurii, fie ca anii care au trecut să rămână în amintiri plăcute, fără amprente neplăcute. Îți doresc ca în această zi și pe parcursul întregului an să ai doar întâlniri plăcute și surprize neașteptate. Este o surpriză pentru tine, tată. E o fericire enormă pentru mine ca să pot scrie câteva versuri așa, între noi doi vorbind. Ceea ce e în coșuleț e nimic pe lângă inima asta mare pe care tu mereu ne-ai dăruit-o nouă. Mereu tu te frămânți de dor, de tristețe și de iubire. Și noi tot, dar totuși, cu ocazia zilei de naștere, îți doresc multă, multă sănătate. Și îți mulțumesc pentru că mi-ai fost mereu alături, pentru că ai încercat să mă ocrotești de cele rele, pentru că m-ai învățat să rămân cu demnitate în orice situație și, în sfârșit, pentru toată răbdarea și dragostea. Îmi plăcea când eram mică, mă duceai pe umeri, deoarece dealul era prea mare, iar tu mă iubeai atât de mult. Sau ne întâlneam cu mistrețul în mijlocul iernii. Cu anii am realizat cât de mândri suntem noi cu tine. Fie ca această zi să-ți aducă doar urări de bine și distanța dintre noi să nu mai fie un obstacol. La mulți ani, tată! Toți anii să-ți fie plini de viață, de bucurie și te iubim tare mult, cu drag! Surpriza vine de la Tania și nepoțica Nicoleta. Sper să ne vedem cât mai degrabă. La mulți, mulți ani. Da? Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Da, la mulți ani! Da, mulțumim! Valea ne-a adus niște grapa de la Italia. Giancarlo a adus să apă. Serioja, au găsit pe drum niște capiși, mi-au adus.
Felicitări, Tatiana, cu așa un părinte, glumeț, plin de viață. Cred că niciodată nu ți-ai urât cu dânsul. Mereu te înveselește și îți înfrumusețează viața. Mai veniți la el cât mai des să vă povestească bancuri și să vă strângă el la brațe. La mulți, mulți ani și felicitări. Asta să rămâi pentru tine, poate și cu robcă, poate și bomboanele. Ai, felicitări ție. A, așa. Mulțumesc, Dorina, bună în continuare. Tata, felicitări. Felicitări. Mulțumim, dragul tati. La mulți ani și sănătate, în primul rând. Sănătate, sănătate. Și face cald, dar să pun pătrânjel, să pun usturoi, și frumoasă grădină. Mai de lucru, ai de lucru. Ar părăit. Noi avem, Doamne, avem păcat și încectarea, că Dumnezeu știe că am și încectare. Hai, felicitări, Tanișa, mergem cu tata să facem câteva fotografii. Vreau să ne să povestească domnul Serafim, cum au trecut a lui 43 de ani? O plăcere. Într-adevăr, mult face că prietenii aceia apropiați nu au uitat. Eu numai ce l-am informat pe nepotul Serioja. 16-18 salutări, adică de la Institutul Agricol, colegii de la CSHI, prietenii din de raioane, șefii, directori economiei, unde am fost eu în Răzplăcom, Cimșlia, și toți, în afară de bună ziua, îmi urau sănătate, bucurie și mai des să mă suni Gavriliță. Să mă mai suni cunoștințele și mai departe. Noi, cu fiica Tatiana, regretăm mult. Nu-i soția mea, nu-i Lena, nu-i mama ei. Nu este sora mea, mama lui, nepotul, nu este Badea Nicolae. Așa e în viață. Însă noi suntem aceia care a rămas. Eu, Tatiana, iaca e Serioja, iaca Nicoleta, iaca Valea, nepoata. Ne întâlnim, comunicăm, ne schimbăm cu părerile. Vot. Valea de pe 10 ori la dansă. Hai, cu bine. Dar cum dansează ei în Italia. Numai bine. Cum dansează ei din Italia, așa cu Berlusconi. Adică, încă o dată mulțumim cu fiica Tania de acest secret. Când a fost secretul ăsta pentru nepotul Serioja, n-am știut. Când a s-a apărut, Nicoleta v-a cuprins și mai... Mulțumim frumos! Cu mare, mare drag! Omul care ne-a condus, deoarece în viața noastră a mai fost niște nuanțe legate, ba nu era tată, ba nu era mamă și așa mai departe. Și el a fost persoana care ne-a condus în viață, ne-a dat un sfat. Datorită lui eu am ales CSHI, Universitatea Agrară, că eu visam să fiu șofer. Așa, dar aici studii nu trebuie eu. Și iată, până astăzi, mă rog, ne întâlnim, ne vedem. Ne îndrumăm, ne punem. Da, îi doresc să fii sănătos, să ajungem acum... Cam e periculos să spui mulți ani înainte, că nu mai știi cu viața asta și cu avioanele de sus, dar iarăși aș fi vrut să ne vedem și la anul și el puțin, la data de 3 martie, sănătoși toți împreună. Mulțumim. La mulți ani îți doresc să fii sănătos și dea Domnul să ne fie alături cât mai mult, cât mulțumim mai mult. Moșo, noi chiar și dacă suntem departe, azi am, așa s-a primit, așa am vrut să primească, să fim alături de matale. În această zi frumoasă să te felicităm, cu mult, să-ți dorim multă, multă sănătate și să-ți mulțumim cu tot ce ne-ai ajutat, cu toate sfaturile, cu toate îmbrățișările și chiar dacă era necesar, câteodată și ne ucărai puțin pentru că... Cu mătră, nu a fost bătaie, nu? Nu, pe asta nu ți-l minte. Nu-ți ți-l minte. Dar poate câteodată și ne ucărai, dar era doar numai pentru ca să fie bine pentru noi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și ce faci în continuare pentru noi. La mulți ani! Mulțumim frumos, vă cuprind și vă iubesc.